Bine ați revenit! Oamenii au fost preocupați dintotdeauna de natura și structura a ceea ce numim substanță sau mai general materie. Au vrut dintotdeauna să înțeleagă ce stă la baza tuturor celor ce există, adică din ce este făcut totul. Prima ipoteză mai complexă pe care o cunoaștem legată de structura materiei, este cea a lui Empedocle, care s-a născut cu aproape 500 de ani înainte de Hristos. El credea că există patru elemente care stau la baza tuturor lucrurilor: focul, aerul, apa și pământul. Aceste elemente, credea el, se combină în diferite proporții prin forțe de atracție și de respingere, iubire și ură, spunea Empedocle, și formează toate substanțele, care ar fi, deci, până la urmă, combinații în diferite proporții ale celor patru elemente fundamentale. În Evul Mediu, alchimiștii și astrologii au preluat această idee veche de peste 2000 de ani și au creat simboluri pentru cele patru elemente, încercând să explice cu ajutorul lor tot felul de lucruri, fie legate de fenomene chimice, alchimiștii, fie legate de personalitatea umană, astrologii. A urmat apoi ipoteza atomistă, care a apărut atât în India, în cadrul unor doctrine filozofice foarte vechi, cât și în Grecia antică, mai ales datorită ideilor lui Leucip, dezvoltate apoi de Democrit. Așa cum îi spune numele, ipoteza presupune existența atomilor. Aceștia, în concepția lui Leucip, pot fi într-o infinitate de forme și tot ceea ce se întâmplă, toate fenomenele, sunt rezultatul mișcării și ciocnirii atomilor între ei. Dacă vă întrebați cum a putut să apară în antichitate o idee despre particule atât de mici încât nu pot fi nici azi observate direct decât cu ajutorul unor echipamente extrem de costisitoare, foarte bine faceți, pentru că este un minunat exemplu de combinare a observației cu rațiunea și cu logica. Cei din antichitate au ajuns la ipoteza atomistă observând fenomene ca răspândirea mirosurilor, evaporarea lichidelor, amestecarea gazelor și lichidelor sau dizolvarea substanțelor solide și multe altele. De pildă, dacă deschide cineva o sticlă cu parfum la distanță de noi, simțim după câtva timp mirosul, dar asta înseamnă că a ajuns parfum în nasul nostru. Însă n-am văzut nimic, ceea ce înseamnă că au ieșit din sticlă particule atât de mici încât sunt invizibile, dar se mișcă deoarece au ajuns la noi. Sau observăm că un lichid se evaporă, rămâne tot mai puțin, fără să vedem picături de lichid plecând din vas. Concluzia este aceeași. Trebuie să existe particule foarte mici, invizibile, de lichid, care pleacă de la suprafața lichidului și se îndepărtează de acesta. Sau, dacă lăsăm zahăr în apă, după un timp nu-l mai vedem, a dispărut. Dar dacă gustăm apa, simțim că e acolo, apa e dulce. Înseamnă că zahărul s-a desfăcut în particule extrem de mici, invizibile, care mișcându-se s-au amestecat cu apa. Iar aceste particule păstrează proprietățile zahărului, sunt dulci. La fel pot fi explicate și fenomenele de amestecare a gazelor sau lichidelor. Prin astfel de raționamente, cei din antichitate au aflat mult înainte de apariția a ceea ce numim știință, că substanța este alcătuită din particule foarte mici în continuă mișcare, pe care le-au numit atomi, adică particule indivizibile. A venit apoi Evul Mediu și cel puțin în Europa, nu s-a mai petrecut nimic vreo 1000 de ani. Oamenii au încetat să fie preocupați de filozofie, de cultură, de artă, de observarea naturii, de logică,
fie din cauza sărăciei, fie din cauza tot felul de interdicții și dogme impuse de biserică. Dar treptat, alchimia a devenit chimie. Și chimiștii au descoperit niște legi care guvernau reacțiile chimice și care puteau fi explicate ușor pe baza ipotezei atomiste. Așa că John Dalton, în primii ani ai secolului al XIX-lea, a introdus ipoteza atomistă în chimie, care spunea următoarele. Elementele chimice sunt alcătuite din particule extrem de mici, atomi. Atomii aceluiași element chimic sunt identici ca dimensiuni și masă, iar atomii elementelor chimice diferite sunt diferiți. Atomii nu pot fi divizați, creați sau distruși. Atomii elementelor chimice se leagă între ei în raport de numere întregi. Și în fine, în reacțiile chimice, atomii fie se leagă între ei, fie se dezleagă unul de altul, fie se rearanjează. După asta a fost câtva timp liniște, lucrurile păreau acum simple și clare. Numai că tot felul de experimente legate de electricitate și mai târziu de radioactivitate au condus la ideea că există două feluri de sarcină electrică și că substanța, deci atomii, trebuie să le conțină pe amândouă. Așa că la sfârșitul secolului al XIX-lea era deja clar că ceea ce numim sarcină electrică este o proprietate a unor particule care au fost botezate electroni și că acești electroni trebuie să se găsească în atom. Din motive istorice, despre care voi vorbi poate cu altă ocazie, sarcina electrică a electronilor a fost botezată negativă. De asemenea, pentru că atomii sunt neutri din punct de vedere electric, era evident că trebuie să existe și particule cu sarcină electrică opusă electronilor în atom, adică particule cu sarcină pozitivă. Așa că ipoteza că atomii sunt indivizibili era deja infirmată de nenumărate experimente și observații. De aceea, în 1904, J.J. Thomson a elaborat primul model de atom, popular numit modelul cozonacului cu stafide, pentru că presupunea că sarcina pozitivă a atomului este distribuită uniform în tot volumul atomului ca aluatul într-un cozonac, iar electronii se găseau prinși în acest aluat, în atom, ca stafidele în cozonac. Numai că între 1906 și 1913 au fost efectuate o serie de experimente sub conducerea lui Ernst Rutherford în laboratoarele de fizică ale Universității din Manchester, care au demonstrat că modelul lui Thomson nu era corect. Experimentele au arătat că particulele alfa, despre care azi știm că sunt nuclee de heliu, pot trece nedeviate prin mii de straturi de atomi, de unde ideea că cea mai mare parte a atomului este spațiu gol. Dar mai ales concluzia că sarcina electrică pozitivă a atomului nu este distribuită în tot volumul atomului, ci este concentrată într-o zonă foarte mică în comparație cu volumul atomului, într-o sferă cu diametrul de vreo 10.000 de ori mai mic decât diametrul atomului. Această structură foarte mică, care conține sarcina pozitivă din atom, a fost botezată nucleul atomului. Așa au apărut tot felul de desene care sugerează acest model, cum ar fi cel pe care îl vedeți, iar modelul a primit numele de modelul planetar, deoarece este evidentă asemănarea cu sistemul solar. În sistemul solar avem planete care se rotesc la distanțe mari una de cealaltă și față de Soare, în jurul Soarelui, iar în atom avem electroni care se rotesc și ei la distanțe foarte mari în comparație cu diametrul nucleului
de acest nucleu. Deci, conform modelului Rutherford, electronii se rotesc în jurul nucleului, așa cum se rotesc planetele în jurul Soarelui. Modelul planetar al atomului pare foarte mulțumitor și credibil. Sunt sigur că mulți dintre noi am fi spus, când am fi aflat pentru întâia oară despre acel model, că e logic. De ce n-ar fi lumea la nivel microscopic asemănătoare cu lumea la nivel macroscopic? La nivel macroscopic avem stele și planete care se rotesc în jurul lor, la nivel microscopic avem nuclee și electroni care se rotesc în jurul lor. Logic, nu? Numai că, așa cum am spus și cu alte ocazii, logica noastră ne împiedică uneori să înțelegem legile naturii. Odată cu aprofundarea cunoștințelor despre atomi, a devenit clar că modelul planetar nu poate explica multe lucruri. De pildă legate de lumina pe care o pot emite sau absorbi atomii, adică de așa numitele spectre de emisie și absorpție. Dar, în primul rând, ceea ce nu poate explica modelul planetar este stabilitatea atomilor. Când o sarcină electrică se mișcă accelerat, ea emite unde electromagnetice, deci pierde energie. Așa că și electronii, dacă se rotesc în jurul nucleului, pentru că o mișcare curbilinie înseamnă întotdeauna accelerație, ar trebui să emită unde electromagnetice, deci să-și piardă energia și să cadă foarte repede pe nucleu. Dar atomii sunt stabili. Atomii de pe planeta noastră sunt aici în marea lor majoritate de vreo 4 miliarde și jumătate de ani și funcționează la fel de bine ca atunci când erau noi nouți. S-a înțeles foarte repede că deoarece forțele care țin electronii în atom sunt electrice și nu gravitaționale, cum sunt forțele care țin planetele în sistemul solar, nu este posibilă realizarea unui sistem atomic stabil dacă electronii se rotesc în jurul nucleului. Pe scurt, modelul planetar este modelul unui atom instabil. Acum intervine fizica cuantică, care s-a cristalizat ca teorie la vreo 10-15 ani după experimentele lui Rutherford. Ea ne arată că electronii nu sunt corpuri asemenea planetelor, doar că mai mici, sunt cu totul altceva. Nu sunt niște bile micuțe care se rotesc în jurul nucleului, așa cum ne imaginam în modelul planetar, ci sunt unde. Unde care ne apar nouă ca electroni atunci când interacționăm cu ele. Plecând de la această constatare, a apărut modelul cuantificat al atomului, numit și modelul lui Bohr, în care electronii nu se rotesc în jurul nucleului ca planetele în jurul Soarelui, ci formează unde staționare în jurul nucleului. Când o undă întâlnește altă undă, deși când se reflectă, pentru că în acest caz unda incidentă întâlnește unda reflectată, pot să apară în anumite condiții unde staționare, așa cum vedeți aici. O undă staționară are noduri, adică locuri în care nu avem oscilații, și ventre, locuri în care oscilațiile au amplitudinea maximă. Și aceste noduri și ventre, într-o undă staționară, sunt în repaus. Modelul lui Bohr spune că electronul formează o astfel de undă staționară în jurul nucleului, așa cum vedeți în desen, doar că nu doar în două dimensiuni, ci în trei. Deci nu se rotește ca o bilă, ci este o undă staționară tridimensională care înconjoară nucleul. Iar lucrul cel mai important este acela că atunci când unda pe care o numim electron devine staționară, electronul nu mai emite unde electromagnetice. Așa se face că există doar anumite orbite pentru care atomul este stabil, cele pe care se pot forma unde staționare, adică cele care au lungimea 2πr, dacă ne gândim la un cerc,
un multiplu al lungimii de undă a undei respective, pentru ca unda să se poată închide ca să formeze o undă staționară. În desen, lungimea de undă este marcată prin culoarea albastră și puteți vedea că pentru stratul al șaselea de electroni, lungimea orbitei este de 6 ori lungimea de undă. În modelul cuantificat, nu mai putem spune că atomul este în cea mai mare parte spațiu gol, deoarece aceste unde sunt extinse în cele trei dimensiuni ale spațiului și interacționează între ele, formând o structură foarte mare și foarte complexă în jurul nucleului, în care avem mulți electroni. Și gândiți-vă că putem avea 10 de electroni. Uraniul, de pildă, are 92 de electroni. Deci avem 92 de unde staționare în trei dimensiuni în jurul nucleului, la distanțe diferite de nucleu, formând ceea ce numim înveliș electronic. Deci atomul nu mai seamănă cu sistemul solar, evident că modelul planetar nu este corespunzător, iar natura a învins din nou logica noastră. Acum trebuie să spun că, de fapt, lucrurile sunt și mai complicate, pentru că, cu timpul, fizicienii au descoperit că nucleul are și el o structură internă. Este alcătuit din protoni și neutroni, care, la rândul lor, sunt alcătuiți din câte trei particule elementare numite quarkuri. Și că acolo avem alt fel de forțe, care nu sunt nici gravitaționale și nici electrice, sunt forțe pe care le numim nucleare. Și încercând să afle tot mai multe despre atomi, am mai descoperit că există și particule elementare care nu intră în componența atomului, dar care au rolul lor în existența materiei și în interacțiunile care au loc. Și așa au ajuns la așa numitul model standard al particulelor elementare, în care găsim particulele pe care le vedeți. Unele dintre ele, numite fermioni, adică quarkurile și leptonii, alcătuiesc materia. Altele, numite bozoni, produc interacțiunile dintre fermioni. Sunt mediatoare ale forțelor. Dar cu timpul a devenit clar că toate aceste particule sunt, ca și electronii, unde, pachete de unde, fiecare propagându-se într-un câmp specific particulei respective. Există un câmp ale cărui unde sunt electroni, unul ale cărui unde sunt neutrini și așa mai departe. Și așa a apărut teoria cuantică a câmpului, care ne spune că, de fapt, la baza realității găsim câmpuri care oscilează și ale căror unde le percepem ca particule. Dar acum vine partea cea mai interesantă. Știți ce este un câmp? Să vedem ce spune Dex. O regiune din spațiu în care fiecărui punct îi se asociază o mărime fizică determinată, mărime care caracterizează o asemenea regiune. Sau regiune din spațiu în care se pot exercita acțiuni de forță asupra corpurilor. Sau formă a materiei prin intermediul căreia are loc interacțiunea dintre particule. Deci ce am aflat după mii de ani de gândire, ipoteze, observații, experimente, modele și cercetări? Că materia este o formă a materiei. În esență, n-am aflat nimic despre esența materiei. Cred că cel mai important și mai interesant lucru pe care ni-l arată fizica modernă este acela că la baza realității fizice, atenție, s-ar putea să fiți surprinși, la baza realității fizice nu se găsește nimic fizic. Găsim doar o structură care are o descriere matematică și pe care o numim câmp. Acesta este motivul pentru care fizica nu poate răspunde la întrebări de tipul ce este ceva sau de ce are loc un anumit fenomen, fără să urmeze un șir lung de întrebări
care se încheie întotdeauna într-un punct mort. Se încheie cu o întrebare la care nu mai știm răspunsul, pentru că nu înțelegem, așa cum am arătat și cu alte ocazii, esența realității. Există teorii care încearcă să dea o descriere mai materialistă a esenței realității, cum ar fi teoria stringurilor sau superstringurilor. Conform acesteia, la baza tuturor particulelor și interacțiunilor stau nu particule punctiforme, ci corzi unidimensionale, strings, care pot vibra în diferite moduri, iar spațiul și timpul nu apar la nivelul acestor corzi, ci sunt structuri emergente, care apar doar la scară mare. Dar, deocamdată, această teorie este atât de complexă, încât chiar dacă poate explica un fenomen, mai poate explica la fel de bine și fenomene despre care știm că nu au loc. Adică, cu ajutorul ei, putem explica nu doar ceea ce știm că există, ci și ceea ce știm că nu există. Așa că putem spune în acest moment că teoria nu este confirmată sau nu de observații și experimente. În final, revenind la esența realității, cea mai mare problemă este de natură semantică. Nu înțelegem noțiunea de existență, sau mai bine spus, ea este extrem de ambiguă. Ce înseamnă a exista? Visele există? Romeo și Julieta există? Culorile există? Tristețea există? N-avem cum să răspundem la întrebarea ce există cu adevărat dacă nu e clar ce înseamnă a exista. Dacă ați crezut că știm mai multe despre esența realității decât se știa cu mii de ani în urmă, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!